Bucură-te de experiențe nelimitate cu Asia Express. Emisiune sponsorizată de Telecom. Susține spiritul de aventură. Această emisiune este sponsorizată de Kaufland. Mișcheta. Hello. You know where is this place? Alo, please, Mișcheta. Mișcheta, please. Mișcheta. Hai mai încoace. Of, autostop, ce greu. La autostop începe măcelul. Nu vrem benzinărie. Până fac un semn. Hai, păi, hai să caut acele. Măcar să vedem care e tehnica. Can you break up, please? Please help us. Mi-am dat de un băiat cu o mașină destul de puternică. Help us, please. Mi-a spus în rusa că el nu are benzina și că nu are bani, dar n-a. Ne gândeam că își caută motive doar ca să exact, nu ne ia. Exact, ca să nu ne ia. You have money. It's okay, please help us. Ok, aha, was. N-aveam cum să-l scăpăm pe băiatul ăsta pentru că avea mașină bună. Clar, era un avantaj foarte mare pentru noi. Tocmai de asta i-am și spus Elvirei, tu bagă-ți repede rucsacul, cumpăr bagaj, ca să nu mai aibă motiv să ne scoată afară. Lidia și Elvira sunt aici. Basta, fetele! No, mersi! Și uite că noi plecăm primele. Clar, avem un mare avantaj înaintea celorlalte echipe și sperăm să ținem așa până la final. Mihai, cred că fierbea acolo, sincer. Nu mi se pare tare să fiu în competiție cu ea deloc. Clar, ei e mai ușor fără mine decât cu mine. Dar sunt mândru de asta. Adică eu vreau să am o soție independentă. Trebuie să ne uităm să vedem cât de groasă e gaura la astea. Eu trag ca și cum aș trage pentru echipa mea și a Esterei. Exact. Nu există, de fapt, o diferență. Îmi doresc să fiu la fel de bună. Adică asta este formula în care noi doi am ajuns în Asia. Exact. Express, nu există. Asta e. Perfect. Nathan Tico, cum i-ai Petre, Lizy cu Estera sunt foarte competitivi, deci nu e bine să ai foarte aproape, noi eram fix la mijloc. Mergem? Hai! Am luat-o la goană, pe lângă toată lumea, înspre benzinări. Și-au și plecat. Da. Bravo, copii, bravo! Este de aici, prin ce trec? Hai, Franci! Îl rupe pe Franci pe genunchi. Voiau să nu mai fie în vizorul celorlalte echipe. Aveau eu ceva secret. Ce te fraier, noi îți faceam autostop. Ne-am gândit că în benzinărie poate aveam norocul de a vorbi cu un șofer care era acolo oprit. Deci, cum puteam să ne băgăm în seamă mai ușor? Nu mai să nu păstrezi nimic. Hai să luăm că zic că măcar stai așa, plecăm de aici. Suntem o echipă reușită, suntem două femei, deci la transport avem succes. Da, da, deci pe asta am mizat din start. Două fete zic că ăsta e succes garantat. Te ocupi de asta sau nu? Da, mă ocup, doar ți-am arătat. Capătoață. Eram așa, resemnați. Să sperăm că nu plecăm chiar ultimii, hai penultimii. Am încercat să nu ajungem în ultime două, pentru că toate ne duream în afară de ultima. Number one car, number one man, baby, number one. Tot încercat să ne zică că nu are benzină și ziceam, lasă baby cu o mașină așa luxoasă. Știu eu sigur că tu ai bani. Am început să-l vrăjim. Până când l-am văzut într-adevăr a tras pe dreapta într-o benzinărie și am zis, super, alimentează. Card, card, yeah? No, no, we don't have money. No this money, is... no card? No, nu ne interesa decât să-și alimenteze mașina și să ne ducă, adică nu avea altă scăpare. Hai, baby, quick! Musgen, meine Haus, Musgen, Geld... No, 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 no! Aba, no, Kanye! Aduci bani după! Omul chiar nu avea bani, ne-a spus, numai că noi nu-l credeam. Mă, cum să umbli cu mașina asta să stai tu fără bani? Nu-mi place de tine, umbli cu mașina asta fără bani. Mă gândeam că poate te iau destul, dar așa nu te iau. Am văzut că Andra, că el tot starte vorba cu un băiat. He don't have money to put the gas. He will come back and he will pay you. Și ne-am agățat de el. Please help us. Call your boss, please. Quick. Cum ai spus? Să-l băgăm? Prin miez de aici. Treta. Oh, yes. 50 km. Yes. Are you going that way? No, very busy. Okay, thank you. Ce să vezi în benzinăria vieții? Nici o mașină nu se ducea înainte. Perfectă, thank you so much. Noi am luat, cred că, a treia mașină în ordinea plecării. Can you help us? No? Deja ne așteptam să plecăm ultimii de acolo, adică nu mă surprindea nimic. Ah, copiii au rămas aici. Oh! I-am auzit-o pe Mari. Copiii sunt aici? Uite, în spate, cred. No. Atât de dureros a fost când i-am văzut pe copii abandonați undeva pe stradă, așa. Mă, sincer, m-am bucurat pentru ele. Au luat o mașină într-un context de autostop foarte greu. We are two poor guys and we have to make this. Yes? You take us? Reușim să oprim o mașină, de fapt Mihai a vorbit. Am plecat cu el, în mașină am început să băgăm nucile NAC. Deci a plecat toată lumea, lui am rămas. Scuze, chiar a fost decizia proastă. Noi eram ultimii acolo. De obicei, în situațiile astea mă mai schimb așa, nu mai sunt atât de timid și încep să mă enervez. Dar am zis cu Maria să nu fac cum fac cu mama de obicei, să arunc cu ghiozdanul și...
Yes, ah, and can we go with you, please? Thank yes, you, thank you. Thank you. Spune, no problem. Exact în direcția asta merg și eu. Și după ce am schimbat câteva vorbe, ne-a promis că ne duce până unde avem nevoie. You are now the last team. We are the last team. We left the city. Echipele pornesc în cursa către imunitate cu destinația finală în Tbilisi, dar vor face o oprire pentru o nouă misiune. Locația unde trebuie să ajungă fiind o piață unde, printre multe suveniruri și produse tradiționale, îți atrag atenția niște șiraguri colorate cam ciudate. Știți să coși? Zi-o pe aia dreaptă. Nu mă minți. Nu, știam că la asemenea probă sunt varză. Eu încercam... Și vrei să înveți sau nu? Da. Hai, știam exact cum trebuie pusă ața, cum trebuie făcut nodul, cum trebuie băgată nuca. Eu am făcut o parte mai ușoară, trebuia doar să introduc nuca în ac și să duc nuca jos. Uite, se rupe cu acul mare. Unele se spărgeau, Mihai constată că ar fi mers mai ușor cu un ac mai mic. Așa, bravo, perfect. Nu trebuie să le forțăm. Ca să nu se rupă. Uite, eu pot să bag și dimensiune mică, mă. Da? Bravo. Da. Vrei să mă lași pe mine să fac? Cineva m-a înjurat. Nathan Tico. Ce mamuțe, papăga mea. Ne-am dat seama că ne târguim degeaba. Și de acolo a început, de fapt, calvarul. Elvira. Mama mia, nu! Fetele! Yay! Da. Practic, eu mă gândeam că suntem în locul 1. Ok! Uite, eu am făcut încă 1. Brava! Poate reușim dacă nu de pe contrasens. Uite, altă pereche! Mamă, ce am depășit. Cine? Pe Elvira! E, da! Mama, au trecut cel puțin două echipe acum. Altă echipă. There, example, is another team in front of us. Can you take us with your car? Okay, thank you. Pentru noi timpul ăla era pur și simplu aur, adică orice minut pierdut poate să fie fatal. Poți să pierzi și mai ales acum este vorba de ultima imunitate înainte de a 8-a etapă și toată lumea aș dori să plece în Iordania. Deci stresul este, nici nu pot să te explic. You stop. După 10 km. It is finish. Ne de la autostop iar. Da. My friend. Yes. The car is driving. It's not good in good condition, so you cannot take from Feta, but he will show the way to Feta, okay? 2 km, nu știu dacă am mers 2 km, omul oprește pe dreapta, că are probleme cu mașina și ne întinde un telefon cu un prieten care vorbește engleză. Eu, din câte am înțeles, așteptau un prieten cu mașina, nu asta am da, înțeles? Da, un prieten de-al lui merge într-acolo și ne va lua și pe noi. Can you help us with yes, your car? Thank you, we love you. Thank you, you sir. Take our backpack, we take yeah? our backpack. Yes, thank you, sir. Omul super drăguț, drumul lui era Tbilisi. Uite, cine e aici? Altă echipă, cu fetele. Deci stai liniștită că nu-l prezi mașină prea mult. Doamne, ce? Ne-am prins pe Dumnezeu de picior. Pentru că trecusem de Lidici de Elvira, am zis, bă, prinde mașina, să fim primele. Și ne-am bucurat rău de tot. Băi, noi n-am observat, când am plecat noi, cine mai plecase în afară de fete? Fete care au rămas mai încolo. Și cine mai plecase? Parcă a plecat Maria cu Franci. Cred că iarăși Maria cu Franci. Și Patricia cu Adriana? Nu. Încă erau acolo când am plecat noi. Vedeai așa pe Cosmin și pe Mihai. Cum poți iei la nuci. Mai mult de două nu mai pun. Și eu le mai pun pe astea două. Uite-mă, da, frate. Da. De ce se oprește? Păi, pe gaz și că trebuie să facem rând. A tras în dreapta și a deschis capota. S-au reîntors în mașină și au început să dea de cheie. Și nu mai pornea mașina. E incredibil, deci nu ne venea să credem. Părea că universul lucrează împotriva noastră astăzi, nu? Vrei să cercăm să oprim altă mașină și în cazul în care rezolvă el între timp? Am și zis, Elvira, ne lăsăm rucsacii aici. În cazul în care dă Dumnezeu să repare cumva mașina, continuăm drumul cu ei. Dacă nu, hai să începem să căutăm altă mașină, pentru că timp de stat nu aveam. He's gonna find the car for you and he can send him to Tretag. Okay, yes, thank you. Very nice, yes. Omul ce aștepta? Un microbus, că te plătește el și să ne trimită la scheta asta. Oh, nu puteți merge cu microbuzul ăsta. Nu crede, mă, nu luăm, mă. Nu, cu ei nu mergem cu ei. With the camera, no bus. We have autostop like you. Autostop. No bus. Oh,
fără maxi taxi. El are deja experiență că nu e ce trebuie. Pentru că merge încet, oprește toate stațiile. Noi oricum eram ultimii. So, you go there? Can you bring us with your car there, please? Suntem pe drumul împăraților. Te poți aștepta la orice. De la asta, fără să prinzi nimic. A oprit. Până la a prinde o mașină, până la destinație. Situație în care, chiar și după multe minute de așteptare, poți recupera pe traseu tot ce părea pierdut. Cine o știe? A primit un telefon în care a aflat că el trebuie să ajungă în 8 minute în Tbilisi. Okay, okay. Cine a spus, vă las la intrarea în oraș. Thank you so much for bringing us here. So it's 500 meters that way, right? Ne-a zis că e la 500 metri, că putem merge pe jos. Păi ne m-a enervat așa puțin, că zic, ok, 500 metri cu mașina aia care rupe, cât faci 500 metri? Un minut? Adică cât pierzi? 2 minute? Noi poate 500 metri, un kilometru cu ghiozdan în spate, ne faci un transfer de oră, 20 de minute, el îl făcea într-un minut. Stai așa, că mi-a luat aici mățcheta dreapta. Mățcheta is there. Wait. Am fost foarte concentrate să facem aceste șiraguri și nu am mai fost atât de atente la drum. Șoferul ne-a greșit intrarea în oraș, practic. Mosqueta, here. Maybe here? Nu, Mosqueta. Am ratat prima ieșire, cred că i-am zis prea din scurt șoferului, dar a doua nu înțeleg de ce a ratat a doua ieșire. Tata, unde poți să întoarcă dacă e autostradă? Nu știu. Am pierdut foarte mult timp. Am ocolit vreo 10 minute. 10 minute până Asia Express înseamnă timp în care celelalte echipe ajung și poate deja unele termină proba. Susține spiritul de aventură! Această emisiune a fost sponsorizată de Kaufland. Bucură-te de experiențe nelimitate cu Asia Express. Emisiune sponsorizată de Telecom.